Și pe punctul ăsta de vedere se poate lucra extraordinar de bine. De ce nu-i plac? Ce e stupid? Unde apar problemele? Unde apare, pe de altă parte, deschiderea către alții de informații, de ce licuri, nu e stupid? Deci nu o interzicere cu da sau nu e cea care este utilă în cazul ăsta, ci, după cum vedeți, e foarte utilă o deschidere de dialog în care să se poată pune pe aceeași balanță toate opțiunile. Și poate că ea are dreptate. Poate că ea nu are dreptate sau poate că dreptatea e undeva de nedecis, dar nu de nedescris. Și lăsați atunci o temă deschisă pe care se poate lucra în continuare. Am înțeles, dar ideea de bază rămâne totuși să o lăsăm să se ducă către ce o interesează. Ideea de bază este că dumneavoastră puteți să-i deschideți ferestre. Dacă lucrează pe internet, există lucruri minunate pe internet, cum există și lucruri foarte bune pe internet. Dacă știți să-i îndrumați câte lucruri minunate, de unde își poate culege informația care este deosebită, atunci e un câștig. Dacă reușiți să o îndrumați către lectură care e realmente valoroasă, atunci e un câștig. Dacă reușiți să o îndrumați către o gândire critică corectă asupra unui text care are sau nu are valoare, atunci e un câștig. Dacă reușiți să mergeți la detaliul înțelegerii psihologiei celui care a scris, care poate fi un om deosebit sau un om comun, un om care are sau nu are anumite valori personale, atunci un câștig. Da? Deci, învățați să lucrați pe impulsul copilului. Când el împinge, trageți. Când el trage, împingeți. În felul ăsta puteți duce acolo unde el are într-adevăr ceva de luat. Dacă el împinge și noastră împingeți, eforturile respective se anulează. Nici el nu duce nicăieri, nici noastră nu duce nicăieri. Ați înțeles. Bun. E bine. De exemplu, dacă acum tot la exemplu de așa. Da? Ce să fac? Acum îi plac foarte mult să mă pune ca să-i dau, să-i explic, să-i povestesc din cărți cu imagini. Ce aș putea să facă? Că am cărți, reviste, tot ce cu imagini. Poveste întreagă care poate pleca de la imagine. Și în care poveste poate intra și copilul. Odată, creind poveste, interpretând poveste, gândind pe baza poveștii. Da? Deci imaginea respectivă spune foarte mult. Cum o interpretăm? Ce înțelegem din ea? Ce ar mai putea fi acolo? La fapt de imaginea, ce să mai... Îmi arăt toate detaliile, dar ce să... De exemplu, ce să mai... Păi, acum depinde de imagine. Eu vă pot face o analiză în imagini. Am aici o carte care are imagine. Ce vedem aici? Ce ne spune această imagine? Un creier de copil care... Creierul lui. Unui copil. În creier lumea lui. A, un creier de copil și în creier lumea lui. Haideți să ne uităm mai atent un pic la lumea lui. Pentru că e foarte interesant. În primul rând, vedem că acest cap de copil este făcut din teracotă, care e crăpat. Deja, ce în lumea lui, i-a crăpat capul. E foarte clar. Da, sigur. Deci vedem ce înseamnă efectele televiziunii. E foarte sugestiv. Pe de altă parte, ce în lumea lui? O grămadă de oameni în pielea goală care reprezintă, de fapt, bucăți din apocalipsă. El aici este bucată cu bucată, judecata de apoi, făcute pe mai multe picturi clasice, decupate și făcut un mozaic. Deci, de fapt, e un prilej de a putea discuta și despre această imagine apocaliptică. Corect? Și dacă iau fiecare bucățică în parte, fiecare bucățică în parte spune ceva, are un mesaj.
Sigur. Și să nu vă închipuiți că nu o să vă înțeleagă copilul. O să înțeleagă excepțional de bine. Da, dar la 2 ani ce să zic? Adică... La 2 ani e un copil matur, dacă are la 2 ani puterea de a vorbi în fraze și de a întreba întrebări coerente, poate înțelege orice. Poate înțelege orice. Poate avea sentimentele binelui sau răului, își poate da seama că anumite imagini produc sentimente reactive negative, altele nu, își poate orienta preferințele către ceva sau către altceva. E mare. La 2 ani aveți în față un mic adult fără experiență. Cum să-l orientăm către experiență bună și... Tocmai, hai să studiem, să vedem ce anume e bun, ce anume nu e bun. Unde anume apar lucruri interesante, unde sunt mai prostii care nu fac nimic bun decât ne obosesc. Discutam astăzi cu o fetiță de a noua care îmi spunea: mă simt foarte obosită. Am muncit enorm trimestrul ăsta și mă simt obosită. Iar i-am spus, de fapt, tu nu ești obosită pentru că ai muncit enorm. Ești obosită pentru că ți-ai pierdut motivația. Că dacă tu ai avea motivația corectă a muncii tale, n-ai mai obosit deloc. Ai fi fără oboseală. Atât de pasionat ai fi de ceea ce faci, încât nu te-ar ajunge oboseala. Apropo de asta, cum să te motivezi să fii, să-ți placă ceva de genul contabilitate sau... să fii motivat să faci hârtie? Căutând ceea ce este în spatele evidenței, gândindu-te la gândurile celor care au pus ceva acolo, sigur, ia spune, Geta. Deci, sunt de părere că întotdeauna ce trebuie să nu o poveste. Pentru că dacă poți să citești dincolo de ele, îți dai seama ce s-a întâmplat și ce a... Dincolo de evidență, da? Dacă înveți de mic, sau de mare, cum va fi, să citești dincolo de evidențe, dincolo de aparențe, lumea este fascinantă. E totalmente motivant. E un univers de cunoaștere uluitor. Și orice copil merită asta. Puteți explica ce sunt, că nu înțeleg cum să... Un exemplu sau... Cum să nu? Bineînțeles, cu mare plăcere. Toți folosim alfabetul, de exemplu. Da? Dar noi știm că alfabetul, de exemplu, a fost un sistem filozofic care lega panteonul zeilor în anumite relații foarte bine inscripționate ca să nu ajungă să fie înțelese de toți. De exemplu, dacă luăm, știu și eu, litera... P... Q, D și B. Sunt 4 litere. Care au exact aceeași formă. Numai că sunt inversate, simetrizate unele față de altele, nu? Și pe care dacă le pui într-un grup de simetrie, P va însemna un zeu, Q va însemna un zeu, D va însemna un zeu, Demeter, de exemplu. Da? B va însemna un zeu, iar simbolul respectiv care se naște aici, Z, de exemplu, va însemna Zeus. Și asta e o încifrare a unei filozofii care n-a fost făcută pentru toată lumea, da? Și nici nu, tu scrii. Și ce dacă scrii? Nici nu știi ce scrii. Ba da. Faptul că D mare arată așa și că D mic arată așa, nu e accidental. Undeva în filozofia de cunoaștere pe care oamenii au dezvoltat-o la momentul ăla, au simțit nevoia să facă niște diferențieri. Litera mare de litera mică. Noi nu mai știm, noi folosim lucrurile fără să avem povestea din spate. Dar dacă urmărim povestea din spate și ne gândim la ea și lăsăm mintea să viseze, să urmărească ce se întâmplă, nu există lucru fără interes. Nici cel mai banal lucru. Ce poate fi mai banal decât alfabetul? Corect?
Deci, trebuie să învățăm să visăm împreună cu copiii noștri ca să le putem dezvolta creativitatea. Să avem povești împreună cu ei. Să conlucrăm. Să avem idei și schimburi de idei. Așa funcționează lucrurile. Da. Problema matematică, să da. E vorba de ereditate sau e vorba de un tipar pe care l-au folosit? Se poate mai mult de atât. Se poate întâmpla să apară un fenomen de rezonanță în gândire. Asta se petrece în momentul în care părintele și copilul, de exemplu, lucrează suficient de mult împreună ca să aibă un confort afectiv care nu mai trebuie verificat. Și din clipa aia apare rezonanță în gândire. Și apare în mod evident atunci și cazul în care copilul pune și întrebări profesionale la un nivel foarte înalt pentru adult, la care și adultul ajunge, părintele ajunge, dar ajunge cumva la limită. Și copilul pune întrebări la limita adultului. Pentru că el crește foarte rapid. Deci are acest uriaș avantaj în creșterea complexității sistemului său de gândire, sistemului său biologic. El fiind o creatură în viteză de dezvoltare mare, poate repede să ne întreacă. Deci chiar dacă matematic, să da. Zicem, n-au lucrat împreună, da. N-au lucrat. Că au trăit împreună și că da. Au împărtășit același experiență, exact. Să ajungă la același tipar de... La același tipar. Aici e un fenomen care e foarte studiat în Australia, la un institut care se cheamă Institute of the Mind. Îl puteți găsi și pe internet. Institute of the Mind. E fenomenul de inducție-copiere. Fenomenul de inducție-copiere în care adultul induce câmpurile de lucru, iar copilul copiază practic toate secretele. Dar învață prin fenomenul de inducție-copiere să le folosească extrem de ușor. Cum ca spune, fură meseria? Fură meseria, da. Fură percepția, fură... prinde repede filozofia, înțelege în profunzime o grămadă de lucruri, înțelege motivațiile ascunse. Cum face? El e deschis. Copilul e deschis, e ca o foaie albă. Încă nu s-a îmbâxit cu informație. Și din cauza asta prinde repede ce e important, ce neimportant, ce e urgent sau nu e urgent, foarte repede. Le prinde imediat. Puteți da un exemplu? Sigur. Eu am văzut nenumărate cazuri, de pildă, profesor mare, care pune o problemă, care e dita mai problema, așa, care trebuie să te chine o grămadă, și vine un copil care, dintr-o singură mișcare, scoate una creativ. Să vă dau un exemplu, dar îmi trebuie o hârtie și un creion. Mulțumesc. Un exemplu clasic. Vă dau două exemple clasice, bine? Un exemplu clasic care spune așa. Am 9 puncte